Bun venit la săptămâna a treia, ziua a șasea a studiului despre trezire și evangelizare. Sper că Domnul v-a convins să faceți această lucrare și că am reușit să vă dau niște sfaturi practice. Astăzi voi vorbi foarte practic despre modul în care lucrează și intervine Domnul când o face și cum o face. Unul din lucrurile despre care am vorbit în ultimele săptămâni este puterea Evangheliei. Trebuie să creăm ocazii de a împărtăși. Trebuie să căutăm ocazii de a împărtăși vestea bună a Domnului Iisus. Cum am spus și ieri, există perioade în care doar semănăm Evanghelia. Apoi există perioada când culegem roadele. Există momente în care doar semănăm. Dar nu noi suntem cei care culegem roadele. Deci există tot felul de modalități și situații și trebuie să fim conștienți de ele. În primul rând, vreau să vă încurajez să căutați și chiar să creați unele oportunități. Așa că lucrurile bune nu apar din senin. Ele apar atunci când ne focalizăm și luăm decizia intenționată să creăm oportunități pentru evangelizare. Acum vreau să vă spun câteva moduri în care facem asta. În primul rând, 1-1. 1-1 este probabil cea mai bună metodă pe care o ai la îndemână. Vei avea parte de ocazii, vor fi locuri și oameni pe care îi întâlnești, oameni pe care îi cunoști. Dar am descoperit un lucru. Oamenii trec prin mari dificultăți. Când trec prin probleme, oamenii vin la tine ca la o persoană de încredere, cineva căruia să îi se confeseze. Și astfel vei avea ocazia să împărtășești mărturia personală, să împărtășești cuvântul Domnului, să le spui Evanghelia Domnului Iisus. Caută astfel de ocazii 1-1. De asemenea, trebuie să creezi astfel de ocazii. Au fost momente când i-am spus cuiva: hei, amice, n-ai vrea să ieși la o cafea? Am ceva important să vorbesc cu tine. Și ne așezam și împărtășeam ce a făcut Hristos cu mine. Deci, 1-1 poate fi una din cele mai eficiente metode de vestire a Evangheliei. Al doilea mod, grupul mic. Uneori, în cadrul unui grup mic, poți avea o întâlnire la care inviți oameni, iar cineva predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Trebuie să ai o organizare bună, bine făcută, dar poți să ai o întâlnire în care cu un grup mic să mărturisești Evanghelia Domnului. Al treilea mod în care poți lucra este prin evenimente mari. Evangelizări. Cred că există un loc pentru persoanele care au darul acesta de evanghelist. Ăsta e darul meu. Faptul că sunt evanghelist nu înseamnă că vin să fac munca altora. Lucrarea se face cu oamenii care împărtășesc și asta am vorbit în ultimele săptămâni. Dar sunt oameni care au darul de a explica Evanghelia în mod clar. Într-un astfel de eveniment în care cineva predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos, trebuie să te asiguri că acei oameni pentru care te-ai rugat, cu care ai împărtășit, vor veni la eveniment. Să vorbim puțin despre astfel de întâlniri, despre tipul de eveniment, caracteristicile acestuia, de care Domnul se folosește. El a folosit întâlniri mari cu George Whitefield în timpul primei treziri. El predica mulțimilor și asta va rămâne în istorie și nu cred că se vor opri vreodată atâta timp cât el dă oamenilor darul evangelizării sau chiar bisericii darul evangelizării. Vor exista și ocazii ca acea persoană să predice Evanghelia unor mari mulțimi. La o întâlnire, în primul rând, trebuie explicat clar scopul ei. Poate o întâlnire socială sau chiar o întâlnire evanghelistică de genul celor din aer liber, sau poate face o întâlnire la tine acasă și prezinți Evanghelia. Oamenii trebuie să știe foarte clar, să nu se simtă înșelați sau obligați să vină la întâlnire. Asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să existe o prezentare clară de calitate a Evangheliei și tot ce se vorbește acolo. Nu fi superficial. Ascultă, fă asta cu excelență și lasă-L pe Domnul să te folosească. Deci, dacă dai o cină sau o masă, fă-o cum trebuie, fă-o bine. Sau, dacă e o evangelizare publică, asigură-te că ai cântăreți buni și un program de calitate. Acum, nu cred că asta e împotriva trezirii. Cred că Domnul vrea să facem tot ce putem mai bine, de cea mai înaltă calitate. Apoi să ne asigurăm că avem o prezentare clară și simplă a Evangheliei lui Iisus Hristos. Cine este El și ce va face El în viața celor ce ne ascultă? Iar în final, undeva, cumva, oferă oamenilor
ocazia de a răspunde și a se pocăi înaintea Domnului și de a fi ucenicii Lui. Dacă faci așa, vei fi binecuvântat de El și folosit. Vreau să încep să visezi și să gândești cum poți crea ocazii pentru oamenii pentru care te-ai rugat, oameni cu care vorbi de Iisus, oameni pe care i-ai pe inimă, cum poți crea ocazii ca ei să audă vestea bună a lui Hristos. Roagă-te, Domnul îți va vorbi și îți va arăta, El va face lucrări mari.